Hristos stă cu Tatăl pe scaun, toate umplându-le ca celor ce e necuprins, mai înainte de ieși a treia zi din mormânt cu trupul. Că așa spune, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le celor ce ești necuprins. Deci ești Dumnezeu. Abia a treia zi, când îngerul prăvale piatra de la mormânt, când se face cu tremurul mare și se vede lumina la miezul nopții, Hristos duce firea omenească nesăvârșită pe tronul Tatălui și se așează cu Tatăl să dea slavă cu putut, cum spune Hristos pe cruce la Golgota, săvârșitu-sa. Săvârșitu-sa de data aceasta și în slava lui Dumnezeu. Ce îi spune Marie Magdalena în grădină? Să nu mă atingi. Nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Ce înseamnă că nu m-am suit? Acest trup înviat are nevoie de unirea ipostatică, de acum, în treime, prin iubire. Nu-i treaba ta, ești femeie, nu poți să depășești lucrul acesta, oprește-te. Vine Fecioara Maria, îi ia Iisus Hristos sufletul, pleacă în cântări îngerești la cer și îi duce, Tată, ți-am adus mireasa, suflet, dorită ție, cum spune David în psalm, și-a poftit împăratul frumusețea ta și uită, fiică, poporul tău și casa părintelui tău, ea vine la templu, se dăruiește Dumnezeu, slujește, lucrează, este pusă în lucrarea actului de mântuire și trupul este dus de apostol spre Ghețimanii la mormânt. Minunile de pe cale nu ne interesează, că noi nu vorbim acum de adormire, dar ne ducem a treia zi și găsim în groapă ce? Cinstitul ei acoperământ, de aia și spunem, este acea rugăciune în brâul Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, că toată lumea le confundă și nu știe ce spune ele. Acest brâu a fost deseori pus în raclă, odată și de împăratul Justinian și de mai multe ori, dar trupul Fecioarei Maria nu mai este în mormânt. Ce face? Vine și el din urmă, tot a treia zi, și se aliniază lucrării treimice, pentru că avem doi de fie, să fie lumină, să fie viață, să fie pom, să fie soare, să fie luminător, să fie om, să fie păsă, să fie ierburi, să fie de toate. Și avem o a doua categorie de restaurare a lumii în Duh, în slava lui Dumnezeu, unde trebuie să fie lumină. Trebuie să fie lumină din lumina lumii, să vină Maica Luminii, să vină Împăratul Luminii, să umblăm în lumină, să avem lumină, să căutăm lumina și să nu rătăcim în întuneric. Și aceasta este născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, care poartă în ea pe izvorul luminii. Și merge Iisus pe scaun cu Tatăl și Fecioara, merge de-a dreapta Sfintei Treimi, cum spune Psalmistul, în haine de aur prea înfrumusețată și împodobită. Ea este lipsită de omofor acolo? Nu. Pentru că puterea ei devine arhierească, de aici se spune arhistratega oștilor cerești. Este denumire dobândită de Maica Domnului, spune Paul Evdochimov, teologul și cu Florovski, prin lucrare desăvârșită de îndumnezeire și ascultare totală până la revărsarea întregului Duh Sfânt. Și o să spuneți, dar cum putem noi vorbi? Că poate de aici ar putea să zică protestanți, păi dacă Maica Domnului poartă omofor și dacă are această putere arhierească și preoțească, de ce să nu aibă și femeile de astăzi în biserică? Foarte simplu. Când noi hirotonim un preot și punem mâinile peste el, ce spunem? Să ne rugăm, dar să vină peste el Harul Sfântului Duh. Și arhiereul își spune rugăciunile de așezare a lucrării. Diaconești, preoțești, arhierești, ce are de el făcut acolo în treabă. La Fecioara Maria, toate acestea se deșartă o singură dată și pentru totdeauna într-o singură lucrare. Dacă ea nu devenea deloc biserică cuvântătoare și rai cuvântător, și nu era plină de toată puterea Duhului Sfânt. Că așa spune, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui înalt va umbri, ea n-ar fi avut niciodată această calitate arhierească de a purta acest omofor pentru lume,
Pentru că ea nu poartă omoforul ei. Ea duce omoforul fiului său. Când este cu pruncul în braț, este mamă pământească și duhovnicească. Și când este cu omoforul pe mâini, înseamnă că fiul intră în slujbă și ea-i slujitoare, ține omoforul ca să înceapă lucrarea în lume. Deci, ce face Maica Domnului când stă în fața Sfintei Trei? Stă în genunchi și se roagă, ținând omoforul deasupra lumii, rugând pe fiul să facă rugăciunea de iertare și de dezlegare. Iartă-i fiul meu iubit, că aduc rugăciune către mine. Deseori, spune Filoteu Zervacos, că Dumnezeu spune, mamă, au greșit prea mult și lumea aceasta se cufundă în rău. Mai iartă-i odată fiul meu. Și de fiecare dată spune, pentru dragostea ta și pentru sângele împrumutat de la tine, ca fiu al tău suprem, fac acest lucru pentru lumea aceasta pe care o iubești. Citiți cartea cu Filoteu Zervacos, un sfânt grec foarte frumoasă. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să știți ce e cu această sărbătoare a acoperământului, care este pusă la începutul lunii octombrie și ce caută ea în biserică, în urma acestei vedenii de la Constantinopol. Și ori de câte ori o vedeți pe Maica Domnului, fie cu fiul în mână, omoforul este cu el, că-i arhiereul cel veșnic, fie că este cu omoforul în mână, lângă ea este arhiereul cel veșnic, sau fiul pe care niciodată nu îl părăsește și nu se desparte de el, pentru că nu vom găsi niciodată un Iisus vagabond, fără biserică, fără tată, fără mumă, care să nu știe de unde vine și unde merge, că așa a spus, eu știu de unde vin și unde merg, nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel ce s-a coborât și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de cel care va voi Tatăl să-i descopere. Să facem rugăciune cu credință la puterea acestor rugăciuni a Maicii Domnului, a Sfântului Acoperământ al ei și puterea ei dumnezească și să fim permanenți, nu neapărat sub omoforul Preasfintei, că n-avem această măsură, să fim sub omoforul liturgic al Bisericii, sub omoforul botezului Bisericii, sub omoforul mirungerii Bisericii, să fim sub omoforul tainei de familie, ce înseamnă comunia, sub omoforul pocăinței la dezlegarea păcatelor, sub omoforul căsătoriei atunci când primim taina familiei și sub omoforul vindecării când suntem bolnavi cu puterea Sfântului Mastru. De fiecare dată se spune același lucru. Să vină dar Harul Preasfântului Duh și să sfințească unde sau trimite Harul Preasfântului tău Duh, sfințește unde lemnul acesta, coboară din cer Duhul tău cel Sfânt și unește pe robul tău cu roaba ta sau de este cineva bolnav să cheme preoții bisericii, să sfințească unde lemn și să roage pentru el și așa mai departe. Consider că v-am spus prea mult și prea multe, de aceea vă rog să mergeți acasă cu o singură idee. O casă care iubește pe Maica Domnului și pe Hristos, nu contează dimensiunea sau mărimea, trebuie să aibă o iconiță frumoasă cu Maica Domnului, ori este cu pruncul în brațe, ori cu cinstitul omofor, și trebuie să ardă acolo o mică candeluță, fără frica că ar putea lua foc casa. Pot lua foc de la cel foc al candelei, doar păcatele noastre să se miste și să fim curați înaintea Preasfintei Născătoare Dumnezeu. Amin.